Angajații Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Suceava au intensificat controlele în supermarketuri, piețe și oboare. Mai mult, directorul instituției, dr. Petre Dulgheru, a dispus organizarea de controle inopinate pe timp de noapte la unitățile de procesare a cărnii din județ. Dulgheru, care de obicei face naveta de la Vatra Dornei la Suceava, săptămâna aceasta nu va mai pleca acasă, ci va dormi la sediul instituției. Noi facem controle zilnic 24 din 24, acum facem controle și noaptea, facem controle și sâmbătă și duminica. Colegii noștri au programul stabilit în această perioadă, deci toți colegii lucrează non-stop. Eu în această perioadă stau mai mult la direcție, deci dorm aici. Azi noapte la orele 11:30, adică 11:30 înseamnă 23:30. Am sunat la telefon doi colegi din zona Râdus și am fost în anumite zone pentru a verifica anumite lucruri, întrucât din nefericire mai sunt unii indivizi care încalcă legea, mai sunt unii indivizi care pun în consum carne neverificată sanitar veterinar, mai sunt unii indivizi și din nefericire într-o situație cum este acum în Europa și în lume, deci în situații de recesiune, singurile produse care merg, care se vând, sunt alimentele și medicamentele. Șeful Direcției Sanitar Veterinare îi sfătuiește pe suceveni să nu cumpere produse alimentare comercializate în condiții improprii. Petra Dulgheru a dat asigurări că miei vânduți în halele amenajate în piețe sunt verificați și autorizați din punct de vedere sanitar veterinar. Am aprobat punctele de sacrificare a meilor pe o perioadă limitată. Deci este o derogare de la directivele europene și este o derogare foarte bună pentru producători și de ce nu pentru, și pentru cumpărători. În supermarketuri, în măcelării, în carmangerii și unități autorizate sanitar veterinar, nu au voie să intre decât numai mei proveniți de la abatoare cu ștampilă rotundă sau ovală. Deci, cum la noi, mare majoritate sunt la abatoare și ștampilă ovală, deci provin abatoare și ștampilă ovală. Petra Dulgheru a declarat că a trecut vremea în care clienții cumpărau de la piață câini în loc de miei. Acum există pericolul ca sucevenii să cumpere carne de cal neverificată în loc de carne de vită.